Am pus la mine pe blog de curând un discurs pe care l-am ținut în Parlamentul de la Chișinău în 1993. Eram președinte al Camerei și am ținut un discurs amplu acolo. Multe dintre ideile care au fost lansate în legătură cu felul în care poate fi gândită o strategie românească pe cele două maluri ale Prutului, le-am lansat eu și formula cu cele două state românești. Apropo, în Japonia, într-un interviu pe care l-am dat în Japonia, am formulat această variantă pentru prima dată. Și apoi, unirea sub steagul Uniunii Europene. O altă formulă care să evite enervarea rusofonilor și a Rusiei. Există aceste variante care pot să fie realizate uneori cu mai multă grabă sau nu, dar există și varianta fără îndoială a unei uniri. Unul dintre argumentele pentru care nu s-a putut face unirea, și îmi pare rău să o spun, iară voi spune un lucru neplăcut. Liderii de la Chișinău de-abia și obținuseră joburile. Unirea cu România îi lăsa fără slujbă. De ce nu facem reforma administrativă în România? Fiindcă mulți primari rămâne fără fotolii. Iată. De la 3.000 de wattări la 1.000, cât ar fi normal. Avem niște probleme uneori de natură personală care ne împiedică să... Și ne împiedică de 33 de ani, din păcate. Ca să ne înțelegem. Da. Deci ne împiedică de mulți ani. Din păcate.